Salutare tuturor și bine v-am regăsit într-o zi ploioasă, una dintre cele mai urâte zile din an, cu una dintre cele mai faine mașini din an. Acesta este Porsche Macan 2019. Suntem în decembrie, nu e nici zăpadă, nu e nici toamnă, nu e nimic, dar avem o mașină foarte faină și mai e și foarte verde. Acesta este un Macan pe care s-ar putea să ți-l permiți dacă ești un român de clasă medie sus și ești dispus să cheltuiești o sumă cam cât un apartamentel, așa. Dar să vedem, mai măricel, mai două, trei camere în București, undeva pe acolo. Cu toate astea, să vedem ce opții la schimb atunci când îți iei cel mai accesibil Porsche. Și poate unul dintre cele mai interesante Porsche, dacă ei să mă întreb pe mine, excluzând evident seria 911 pentru că e din alt film. Hai să vorbim despre acest SUV pe care îl consider întotdeauna o alternativă mult mai bună la Cayenne. Și în primul rând, uite-te cum arată. E suficient doar să te uiți din față ca să recunoști, doar deci așa, dacă te uiți de suficient de jos, o să vezi silueta de Porsche autentică, 100% 911, aceleași blocuri optice, cu o mică diferență la blocurile ale optice, la faza scurtă, la LED-urile de zi. Cum le zice? Stai așa, să le aprind. Ia, s-au aprins? A? A? Acum înțelegi? Odată ce te uiți din față și vezi astea patru LED-uri puse așa ca o privire de pasăre de pradă, începi să simți deja fiorul Porsche. Pe lângă sigla de pe capotă, pe lângă grila aceasta care seamănă puțin cu generația anterioară și este suficient de înaltă cât să fie de SUV, dar în același timp suficient de îngustă cât să-mi placă, să nu mă facă să mă simt ca o mașină prea mare, și o chestie practică, atât de utilă, de ne-am dorit să o vedem mai des. Pur și simplu, bara are un element din plastic mat, care este mai în față, este cel mai în față element al întregii mașini. Ăsta e la sacrificiu și chiar dacă o să-l atingi de undeva, deși mașina e suficient de înaltă încât să nu prea lovești bordurile, va încasa el și nu vopseaua. Aici mai avem și un radar, foarte fain poziționat acolo. Dacă îți place cum este pus, ești ok cu poziția acolo, Marian? Da? Arată așa ca o bilă. Evident, este tehnologie similară cu alea care este în proiectoarele de ceață de la Audi, spre exemplu. Cam aceeași poveste. Este un lidar care ajută mașina să țină distanța față cei din față sau să frâneze automat la nevoie. LED-uri de zi și o capotă nu prea lungă, cu foarte puține muchitari, foarte puține tăieturi, cum zice Marian, crevase. Un Porsche rotunjit care arată super bine din față. Întotdeauna arată bine din față. Din lateral însă, evident, deja vezi SUV-ul compact, așa zisul SUV, dar aici este și compact pe deasupra. Nu vă uitați la jantele astea, vă rog eu frumos, că sunt alea ieftine, că s-au pus anvelope de iarnă. Cred că astea sunt jantele de bază dacă ți iei un Porsche, peste care o să, evident, o să cheltuiești niște mii de euro, să ții jantele care trebuie. Din nou o să recunoști tăietura asta de pe aripă. Plastic? Capotă, tablă, plastic, aripa coboară mai jos, după care o ușă cu dimensiuni suficient de generoase cât să ai acces bun în mașină, un ornament negru acolo care se va prăfui de noroi, se va murdări tot timpul, dar atunci când te urci în mașină va trebui să fii cu băgare de seamă pentru că pragul nu este acoperit integral. Și aici, cum am venit noi de la spălătorie până în parc, pac, pac, ia uite, atingi și te murdărești. Altfel, accesul foarte bun în mașină și o să descoperi un Porsche mult mai spațios decât pare din afară. Dar vorbim mai multe imediat. Vizibilitate foarte bună, geamuri mari, tratate fumuriu pentru cei din spate și din nou o ușă cu un acces bun pentru cei din spate, dar mare grijă din nou la prag. Spațiu foarte bun pentru cel din față, spațiu mai mic pentru cel din spate. În continuare mi-ncap genunchii și mi-ncape și capul. Apropo, cea mai bună glumă de pe YouTube anul ăsta, a zis cineva la comentarii că îi știe mai bine înălțimea lui Marian decât îi știe înălțimea lui. A? A? Eu am 1,73 și încap fără probleme. Ba chiar cu tot plafonul acesta de sticlă mai sunt 4 degete deasupra capului meu. Văd însă o tetieră în fața ochilor și locul din mijloc este destul de puțin util pentru că este coloana transmisiei pe acolo, dar am scaune încălzite în spate, reglarea temperaturii și două USB-uri pentru încărcarea telefonului.
1,73, Marian. Să se țină minte. Cred, 1,73, cred că da. N-am 1,80? 1,76, nu mai știu exact. Nu m-am mai măsurat de mult. Pentru mine, să știi, Marian, înălțimea nu e atât de importantă. Da, da. Îmi place tăietura asta a ușii pentru că îți dă un acces bun, dar acum și scaunul din față era destul de mult dat în spate. Chiar și așa, se simte că este un pic compact. Ah, pe ușă, foarte important, ornamentele astea care seamănă a carbon, aluminiu, piele cusută și plastic. Găsești plastic, da, și într-un Porsche. Trebuie doar să-l cauți. Dar era să ratez chestia asta, pentru că trebuie să fie un Porsche practic, are și prindere ISOFIX, evident, dar mie îmi plac foarte mult chederele. Un cheder bun aici, unu, al doilea aici și al treilea spre exterior o garnitură. Asta face ca mașina să fie bine insonorizată, pe lângă geamurile cu două straturi duble, ceva de felul ăsta, ca să atenueze zgomotul de la exterior. Așa cum te aștept, bine insonorizată, iar sunetul ușii este acesta. Asta este sunetul de închis de ușă de Porsche, da? Toate ușile se aud la fel. Sunt curios dacă se aude la fel și portbagajul. Dar înainte să deschid, uite și tu la ce frumusețe. Și fața și spatele arată foarte bine. Lateralul mai e cum mai e, dar spatele lui Macan arată genial. Această linie nouă de design cu o linie de la un capăt la celălalt, care arată foarte bine și pe Cayenne, și pe Panamera, și pe 900, peste tot. Mai nou este și la A7, nu? A băgat și BMW din astea? Și Skoda și Volkswagen. Toată lumea, să fie, fără număr. Îmi place însă 3D-ul ăsta, așa, volumetricul cu Porsche scris mare și Macanul de aici. Îți urez un S aici sau un GTS din coace. Turbo, dacă se poate, după posibilități, desigur. Stopurile foarte faine, niște LED-uri. Am cheia, stai că mă întorc. Hai că ți-am luat ochii cu beculețele. Hai să-ți arăt pe lângă beculețe ceva care ne place foarte tare la spate. Mașina asta are niște finale reale. Nu sunt fake, ca la alte mărci premium, adică gurile de evacuare, deși avem doar un motor de... Mi-e și rușine să spun, sunt totuși 4 și arată corespunzător. Sunt absolut inutile că sunt 4, era suficient o gaură și atât, dar hei, avem 4 și arată, cum am zis, foarte bine. Hai să deschidem portbagajul. Unde apăsăm? M-a întrebat pe mine Marian. Păi ce faci, mă, păcălești tu pe mine? Evident că nu o să apăs nici aici, nici aici, nici aici. O să apăs aici. Un portbagaj cât se poate de generos. Suficient de generos cât să încapă o geantă mare pe lung, suficient de adânc și dedesubt. E roată din aia, nu? Fără cameră. Tu vezi? Da. Cât de tare e roata aia de rezervă. E aia fără cameră, super, super tare. Cric, coarbă, subwoofer Bose. Tot în portbagaj regăsim plasarea noastră de astăzi. Ce este o plasare? Felul în care facem noi banii. Cum facem noi banii? Curățăm parbrizul astăzi. Acesta este glass vac de la Bosch cu lamelă exact ca la ștergătoarele premium. Ha? Hai, și hai să mergem să spălăm. Cu ăsta dai fâs-fâs și cu ăsta curezi după. Unde te duci? Vină încoace. La parbriz. Nu la parbriz, vină aici că e mai ușor. Dacă era nevoie și făcut fâs-fâs-fâs, aici și băgați zeamă, dar nu e nevoie, după care spăl așa și după aceea dau drumul la aspirator. Uite-te la mine că mă pricep, fii atent. Ești pregătit? Da. Bă, deci cum curăță. Du-te în intersecție și te îmbogățești cu el. Stai, fii atent. Mai vrei că mai poți? Stai, ia. Shut up and take my money. Asta nu doar șterge cu o lamelă de cea mai bună calitate, s-ar putea să fie la fel și pe mașină, ci are și aspirator și colectează tot ce ia de pe geam aici. Și fiind apă de ploaie, poți să și bei după.
Bosulică, ți-o șterg? Uite, dă pe capote, că pe capote se vede mai bine. Aici, așa, pe centru. Auzi cum suge? Uite câtă apă am strâns. În caz că rămâi în pană de apă. Sus și încă o dată. Adică, cum ar fi să-ți permiți pe cineva care să se dea tot la intersecție și să-ți curețe de fiecare dată așa? Asta e simplu. Ai terminat toată mașina. Asta e până la filmări. Nu mă pot opri! Uite, deja mă atenționează că s-a umplut și pe această cale putem să-i felicităm pe cei care au câștigat glasvacuri la giveaway-ul Cavaleria din noiembrie 2018. Hai că s-a umplut, să-l golesc. Hai, era la maxim, mă, trebuie să-l golesc de mult. Și uite, așa ne-am teleportat la interior pentru că mi-era frig. Ca să vedem interiorul cu ecranul de 11 inci în diagonală în format ultra cinema, ultra lat, care îmi place pentru că este cu touchscreen și este într-un fel de dark mode, așa, adică poți să treci printre meniuri pe niște butoane simple, ușor de folosit. Uite ce bine arată navigația. Deci tu ce bine arată navigația. Cum? Ce? N-arată bine? Ia uite, pac, pac, phone, toate chestiile astea, car. O grămadă de lucruri, mai puțin astea de aici, de la mașină, pe care o să le ignori dacă ai Apple CarPlay sau Android Auto, că poți să te conectezi prin serviciul Porsche Connect, dar, sau pur și simplu direct prin cablu la mașină. Unde e USB-ul? E în cotieră? E în cotieră. USB 1, USB 2, SIM și slot de card. Pac. Și dintr-o dată am Waze. Adică exact ce mă interesează. Apple CarPlay cu Waze, Spotify și interfața de telefon. Sau pot să mă întorc în ecranul principal unde mai am acces la Audible, să mă întorc în meniul Porsche, podcast și alte aplicații tipice într-o interfață foarte faină, o densitate bună de pixel care face ca ecranul ăsta să se semene cu ce te aștepți pe un device Apple. Și WhatsApp? Ah, ok, doar cu voce. Who do you want to send it to? George Buchnich. Which one? O să văd numerele de telefon, bad idea. Bad idea. Ok, mai bine să depășim momentul. Dincolo de interfața de Android Auto sau Apple CarPlay, îmi place că Porsche a ales să mai lase iconițe ca să accesez rapid sistemele mașinii sau alte comenzi rapide pe partea din dreapta, inclusiv dacă vreau să iau de pe DAB sau de pe Digital FM posturile de radio. Îmi place chestia asta, faptul că nu mi-ocupă tot ecranul, doar acest sistem, doar CarPlay-ul sau Android Auto. Deși este un model nou, Macan are încă butoane fizice. Are buton de sursă, de sunet, de acces pentru media, din nou către telefon, te va duce în CarPlay, aplicații dacă ai instalate și mergi doar pe Bluetooth, setările mașinii, pe care altfel le puteam accesa și aici, și apoi mai am și butonul de volum, mai am un scroll aici ca să trec rapid printre funcții dacă nu vreau să-mi folosesc degetul pentru touch, buton de opțiuni, buton de întoarcere, pentru orice vrei, aproape orice vrei există un buton și dacă nu ți-a ajung asta de aici, sub gurile de ventilație mai există acest cockpit. Sunt șanse mari să fie ultima generație cu un cockpit cu atât de multe butoane. Să le luăm de sus. Avarie, asta de coborâre, degivrarea lunetei, degivrarea parbrizului, recirculare, sincronizarea climatizării, aer condiționat pe răcire maximă, aer condiționat on-off, comutatoarele pentru temperatură și ventilație pentru ambii șofer și pasager și apoi iarăși
jetul de aer sus, mediu, jos, ventilație în scaune, încălzire în scaune, încălzire staționară, dezactivarea ISP-ului, controlul amortizoarelor, controlul înălțimii, modul de off-road și după aia începe partea asta la altă. Iarăși, ventilație în scaun, încălzire în scaun. Ăsta este asistența la menținerea benzii și start-stop-ul. Și mai era loc de câteva butoane pe aici, în funcție de nivelul de echipare pe care îl iei, poți să mai obții lucruri în plus. Noi avem și nivelul Sport Chrono, care înseamnă și acel cronometru foarte fain de acolo, și acest comutator de pe volan, care îmi permite să trec în Sport, Sport Plus și individual. Ce simpatic e, când îi dau un Sport Plus, stă la ralantii într-o 1000 de rotații pe minut. Altfel, ralantiul este în 750. Și dacă tot am ajuns la volan, nu este acesta cel mai mic volan pe care l-am văzut noi ultima vreme, Marian? Da. E mai mic decât ăla de la mașina de curse? Bă, nu, ăla e mult mai mare. Ăla e mai mare? Da. Deci ăsta e cel mai mic volan de anul ăsta? Da, merită acest titlu. Cel mai mic volan din 2018-2019 este pe Macan. Bă, dar ne place. Ne place pentru că o să ne confirme pilotul nostru cât de bine se conduce, dar îmi dă un feeling foarte bun de control. Ai senzația de precizie, de control chirurgical, volan în 3 spițe aproximativ, cu comenzi și pe volan. Am aici telefonul și volumul, aici un scroll, întoarcere și închis apelurile telefonice, iar aici o gaură. Aici este maneta pentru cruise control, clapete pentru schimbarea vitezelor, semnalizator, lumini și de data aceasta, deși mașina nu este keyless pe nivelul ăsta de echipare, cheia se scoate și se bagă aici, în stânga. Câte orașe din lume se mai pot lăuda că le scrie numele pe sigla unei firme? Mai era pe vremuri UAP. UAP? Da, exact. Dar nu scria Pitești. Aici avem Stuttgart. Ce de butoane, uite. Rabatarea automată a oglinzilor. Ba nu, ha? Nu, asta este asistența la unghiu mort. Unghiu mort, rabatarea oglinzilor, controlul electric al oglinzilor stânga-dreapta, geamurile din față, geamurile din spate, blocarea geamurilor din spate și deschiderea portbagajului. Acestea sunt presetările pentru poziția scaunului și oglinzilor și aici descuiat în cuiet. Dar stai puțin că am mai găsit încă 50 de butoane aruncate deasupra oglinzii, pentru că trebuie să aprinzi, să stingi lumina, să controlezi încă două butoane pentru lumină, să aprinzi lumina din spate, deci sunt 5 butoane. Ok. Încă un buton. Asta ce schimbă? Lumina ambientală. A, ok. Senzorii de parcare, dacă îi căutai, sunt aici. Asta este perdeluța. Și asta este, evident, trapa. Nu! Nu! Ne strică un pic de atmosferă. Uite și tu, plasă pentru insecte, că intră țânțari. Este sezonul ăla cu țânțari, știi? Indiferent ce mașină alegi, nu uita de asigurare. Un casco de calitate este singura garanție că orice s-ar întâmpla, vei rămâne mobil. Allianz Țiriac oferă Casco Assist, care are peste 900 de servisuri partenere și alte beneficii pe care le poți descoperi pe site-ul allianzțiriac.ro. Și totuși mai conducem și noi azi, Marian? Da. Da? Hai. Conduc eu, da? Asta e cheia tipică de Porsche, încuiat, descuiat și deschis portbagaj. Pac. Și plecăm. Vai, dar e foarte fain volanul ăsta, subțire și mic așa. Eu am centură. Deci haina, detectează haina ta pe scaunele din spate fără centură? Nu, nu cred. Ar fi prea ușor. Da, are cum. Ok. Și mașina pe care mi-o doream să conduc foarte mult, că știu că tu ai făcut testul acum 4 ani cu ea. Și ții minte ce excitat eram. Da, eu n-am apucat să merg cu ea atunci și m-am bucurat că am mers cu ea acum și mi se confirmă toate așteptările mele. Adică, este cel mai tare hatchback pe care ți l-ai putea cumpăra în momentul ăsta. Exact, asta nu este un SUV.
Asta este un hatchback, un pic mai înalt și un pic mai mare. E, poți să spui că e avantgardist ca design, așa, dacă a vrea să arate ca un SUV, asta nu înseamnă că nu e capabil, vine cu tracțiune integrală, apropo, și poate să facă macadam fără probleme și niște pietriși, dar ar fi păcat să scoți mașina asta pe un asemenea traseu. Macanul pe care îl conducem noi, cei de la Porsche îi spun... Macan, okay. New Macan. Ah, New Macan, scuze. Fără nicio legătură de rudenie cu nucile pe can. Sau cu rapperul Macanache, care se știe s-a născut după apariția primului Macan. Așa este. E cel puțin ca artist. E văr de primă mână cu Drake această mașină. Deci cum spuneam, Porsche îi spune New Macan. Este un facelift pentru un Macan care deja arăta foarte bine și care are deja mai bine de 4 ani. Acum, ca design, ați văzut afară, diferențele sunt minore. Minim. Singura, să zicem, diferență majoră și unde îți dai seama că te uiți la un facelift este la spate, la haion, unde blocurile de lumini sunt unite acum de o bandă care și face și lumină. Panamera, Cayenne și așa mai departe. Este un pic. Până una alta mergem pe bucate de drum mai prost. Nici nu simți. Și nici nu-l simți. Așa e, hai să trecem suspensia în sport. Dar dacă trecem în sport... Reacționează un pic mai repede suspensia, dar tot nu e deranjant. Și tot, exact, senzația plăcută de confort a la Porsche e aici. Când zic confort și Porsche, parcă nu pică din același film. Te aștepți confort mai degrabă într-un Mercedes, dar mi se pare chiar mai confortabil decât un GLC. N-aș zice mai degrabă că e mai confortabil decât GLC-ul. Putem să spunem doar că se conduce mai bine decât GLC-ul. Macanul caută să aibă altă clientelă. Mă gândesc și la proprietari tineri care nu vor un SUV că li se pare, nu știu, că o mașină prea bătrânească, dar vor totuși să intre în familia Porsche cu o mașină mai accesibilă. Cât dar de accesibilă am auzit întrebarea. Dar decât să-ți iei un Q7, un Cayenne sau orice alt SUV, mai bine ți iei Macan. Da, da, uite, îți spun ceva. Deci Macanul pe care noi îl conducem are motor de 2 litri, 4 cilindri în linie. Mi-ai stricat surpriza. 245 de cai putere, 370 Nm cuplu, foarte, foarte jos. Mai bine te oprai după ce ai zis 2 litri. Da, să știi că nu e chiar un motor puturos. Adică cu motorul ăsta, Macanul atinge 100 în 6,3 secunde. Dacă ții bine minte cu pachetul ăsta Chrono, cu ceas, cu acel manetino pe volan. Adică nu e chiar lent pentru o mașină care are o tonă 800 și tracțiune integrală. Uite. Și la 50 la oră cam asta e. Stai, dă un pic pe sport. Sport. Și mai accelerează o dată. Stai să încetinez până la așa, la mersul, la picior. Hai. Până s-a încărcat un pic turbo și după aceea. Da, bine, mai acest n-are buton. Marian. Acum mai ai acest buton. Hai. Care face mașina să răspunde și mai repede. Un pic mai repede. Sport response, da. Un pic mai repede. Practic încarcă turbina și taie orice delay pe care putea să-l ai la accelerație. Are un delay, dar este un pic mai mic. Da, motorul ăsta e folosit de altfel în grupul Volkswagen și pe Golf GTI și pe Seat și așa mai departe. Și pe Q5 chiar, concurența, să zicem. Dar, da, de ce caută motorul ăsta pe un... Porsche? Pe un Porsche, pe un Macan, m-ați întrebat. Ei bine... Să știți ca să-l că Porsche mai accesibil? Făcut, da, și odată asta, dar să știți că Porsche a mai avut motoare de 2 litri prin anii și pe 9, 6, 8, dacă țin bine minte. Eram la fel de siderat și pe Porsche 718, când au pus motorul ăla de 2,5, dar să știi că nu mă deranjează. E un motor care răspunde bine, accelerează, răspunde mai bine place dacă să fie călcat la clapete, da. Și o să fie și economic și foarte silențios atunci când nu o să mergi cum merge George acum. De, cum merg eu? Adică cum mergi obișnuit. Ah, ok. Ca mine. E motor elastic, asta îmi place. Suportă turații înalte, intră în roșu la 7000. Așa este și este excelent, merge excelent. Urechile mele interne și internaționale. Băi, deci este... E nimble, Mulțumim frumos. Oh my god. Ce bine că n-am mâncat azi. Nu e bine mea că tu n-ai mâncat. Da. Merge foarte bine cu această cutie. PDK, dublu ambreiaj. Schimbă repede, schimbă când vrei și ai evident și modul manual în care poți să schimbi tu ca pe PlayStation din spatele volanului, George. Asta și făceam.
Ce culoare vreți să fie noul dumneavoastră Porsche Macan? Mamba Green, te rog frumos. Mamba Green. Sau Turbo Yellow. Sau cer la spălătorie când ți-a frecat unul mașina cu cheia. Da, trebuie să dăm comandă de vopsea. Ce vopsea era pe... Oh my god. Puh, nici s-a simțit. Gata? Da, era ceva acolo, un speed bump. Un speed bump peste care a trecut fără nicio emoție și când suntem cu suspensiile în sport, nu? Da, nu. Da, pe sport, pe nivelul 1. Și acum mai trecem înapoi pe confort. Normal, acolo la manetino și suspensiile pe normal. Și este să dăm drumul. Și motorul a dispărut undeva în decor, în fundal, da, abia se aude în depărtare acolo. Și asta îmi place la motorul pe benzină, pentru că spuneam că este elastic, răspunde repede, urcă în ture, face viteză. Stă jos în ture, acum merge la 1100 de ture. Dar acum stă jos în ture. Și un motiv foarte simplu pentru care, de exemplu, Macanul în varianta cea mai ieftină vine cu acest motor de 2 litri, 245 de cheptere. Și cât e cea mai... Nu există motor diesel, nu mai există motor diesel la Macan. Da, dar 2 litri 245 este cea mai mică putere pe care o poți pune pe Macan în momentul ăsta, da? În 2 litri. Da. Prețul de bază costă? Este de 61.672 de euro și 94 de eurocenți. Dar mașina pe care noi o testăm costă 99.416 euro și 17 cenți, cu tot, cu TVA. Să-mi fie iertat, dar am eu 911 la mâna a doua de banii ăștia. Dar de 2 ani, are Apple CarPlay, inclusiv Siri Voice Control, ca pe un Fiesta din 2018, capacitate rezervor 75 de litri, ca un butoi de 75 de litri, faruri cu tehnologie LED, inclusiv PTLS, privacy glass, da, de asta nu avem lumină înăuntru, deși ar fi trebuit să fie lumină. Nu, e întuneric afară, Măren. A venit iarna mai devreme. Așa este. Scaune sport, apropo. Deci mașina asta e echipată cu tot ce ai putea mai să-ți dorești. Mai puțin motorul de 3 litri V6, care ar fi putut să ne aducă un feeling mai de Panamera, mai de Cayenne. Dar hai să fim serioși. Ai nevoie de acel motor? Nu. Asta voiam să... aici voiam să ajung. Da, dar ți-ar fi plăcut? Da, dar 5 minute. Asta voiam să aud. Dar am fi avut nevoie de el? Nu. Uite că și asta îți dă un pic de... îți încordează un pic abdomenul. Ai senzație de Porsche mașina asta? Da. O simți. Asta e important. Simți direcția, simți suspensia, simți toată. Când există roliu, deși e o mașină înaltă, deși am este văzut, o mașină am grea. Am văzut acolo în geratoriu, unde mașina a stat, zice că e pe șine. Este și practică? Asta e problema ei. Asta e problema ei, că este practică. Nu, dar tot timpul Porsche a fost practică. Să știi că în 911 mai aveai loc de un bagajel. Iar mașina mea preferată de la Porsche este în acest moment... Bine, mi-aș dori un 911 la un moment dat, dar... Cu toții ne dorim asta, Marian. Dar eu m-aș uita la banii ăștia, m-aș uita și la un Porsche 718. Cum? Da. De ce? Mică, sport... motor stai în puțin, spate, apare motor copilul, central. Ai prindere Isofix în ăla? Cred că am pe scaunul din dreapta, nu m-am uitat. Aici ai două prindere Isofix pentru doi copii reali. Plus da, bagaj în portbagaj, un portbagaj suficient de generos. De-aia spun că eu văd mașina asta, într-adevăr este in between, este între un Porsche pur sânge, așa cum visăm cu toții, da? Unul mic în două uși, da, plus portbagaj. Da. Și un Cayenne pe care în continuare eu cred că ar trebui să încercăm să-l uităm. Nu e vina mea că se vinde, nu e vina lor că se vinde, l-au făcut ca să se vândă și s-a vândut. Na. Dar chiar și așa, dacă aș putea eu să, nu știu, să fac așa o magie, să dispară Cayenne-ul și să-l locuim Cayenne-ul cu Macan, aș pune pe toți utilizatorii de Cayenne măcar o dată în Macan. Eu aș cere și o mașină compactă de la Macan, un hatchback. Aș vrea de la Porsche, nu de la Macan, scuze. O compactă, da, ce da, tare. Cum un Macan mai mic. Un Macan mai mic, da, care să n-aibă forma asta de SUV, cu siguranță ar putea să facă o mașină senzațională. Evident, platforma MQB trăiască mult și bine, că pot face orice mașină pe platforma aia. Într-adevăr. Dar revenim, Macanul nou poate că nu avea nevoie neapărat de acest facelift ca să îmbunătățească în mod special felul în care se conduce, ci a fost mai degrabă un facelift tehnologic și o actualizare a designului. Actualizarea designului pe spate, cum spuneai, dar la interior putem aprecia amândoi ecranul de 11 inch, care a rămas, împacă ambele lumi. E și cu butoane, e și digital. Este combinația perfectă, o să-mi cumpăr Macan. Mai am nevoie doar de 99.416 euro și 17 cenți, pentru că este o mașină în care eu, la 1,85 m, în cap. Excelent. Și cu toții merităm ceva mai bun în viață. Cu toții merităm ceva mai bun, dar uite, asta e mașina în care avem amândoi un vibe bun, pentru că ne împacă pe amândoi. Da. Touch, butoane.
unul vrea mașină cu două prinderi ISOFIX, altul vrea Porsche. Exact. Unul vrea portbagaj, altul vrea power. PDK. Unul face naveta, altul se dă prin oraș. Da. Motorul ăsta poate satisface pe toată lumea, mașina asta, asta este problema ei, că satisface prea pe toată lumea, prea e bună la toate. Da, satisface pe Porsche că le face bani și te satisface și pe tine că te duce de la A la B într-un Porsche. Confortabil, cu vizibilitate bună, niște scaune foarte faine, un volan care îți dă senzație de Porsche și unii, toată chestia asta așa, știi, foarte trebuie Porsche. Trebuie să pornim o melodie. Vreau să-mi iau un Macan, să știe, sunt number one. Umblu noaptea cu Macanul, eu sunt Gică Răducan. Marcă bani. Da. Eu conduc Porsche Macanul și mă plimb pe Magherano. Hai să-i lăsăm pe Brezoianu. Hai să-i lăsăm pe alții să facă bani. Mă prind pe Brezoianu. Ah, Porsche Macanul mă prind pe Brezoianu. Da, nu sună. Noaptea ca... Să umblu noaptea ca... Baștanu. Cea Pantera. Lasă așa. Mamba. Dacă ți-a plăcut acest test, nu uita să ne dai un like, un share, Marian, și un subscribe și vrem versuri pentru melodie cu Macanu. Noi am zis ceva de off-road? Am zis, da. Scurt. 99% din utilizatori nu o să iasă în off-road, dar dacă ai de gând să ieși, unghiul de atac și de degajare bune, suspensie adaptabilă, dar atât. Așa, bun, perfect. Și o mașină foarte bună și iarna. Cu sau fără zăpadă? E bagă cald. Auzi, dar ce văd eu aici este puterea față-spate, nu? Cum este distribuită puterea, da. Da. Oh my god, oh my god. Hai pe bune acum, serios. Nu, stai ok, stai ok, stai ok, stai ok. Gata. Abonați-vă.